Casa grădinarului din complexul Marghiloman va deveni locul în care copiii buzoienilor vor învăța să cultive și să crească plante, dar și să prepare bucate gustoase din ele. De acolo va începe foarte curând, sperăm că chiar vara aceasta, o poveste care întregește programul Școala din Parc. Mai exact, acolo copiii vor beneficia de ateliere în aer liber, dar vor avea și animăluțe și vor putea cultiva și îngriji plantele din sera superbă care va fi foarte curând construită în extinderea casei grădinarului. Acolo vom avea la fel personal calificat angajat, mai exact inginer agronom care va ști să le explice exact copiilor despre plante și vom avea și un bucătar alături de care copiii vor putea prepara diverse alimente sănătoase, chiar cu plantele din grădina și din sera de la Casa Grădinarului. Activitățile din acel perimetru al școlii din parc, amenajat special pentru preșcolarii și elevii buzoieni, vor fi diverse, antrenante și foarte interesante. Tot acolo ne-am propus să avem o colaborare cu Cercetași României, filiala Buzău, și vor fi tabere urbane. Copiii vor putea campa acolo, vor intra în programe de activități educative coordonate de ei și, bineînțeles, de colegii noștri de la școala din parc. Va fi, practic, sediu școlii din parc, va avea permanență și este ceva, spunem noi, unic la nivel național. Reabilitarea casei grădinarului este aproape finalizată, dar lucrările pentru montarea serei și pentru amenajarea terenului au fost întrerupte pentru că, pe locul unde va fi sera, trece o conductă din iazul morilor. Să sperăm că nu, acum în luna martie lucrările vor fi reluate, bineînțeles nu ne-a permis vremea fiind temperaturi destul de des cu minus, așa cum este și normal, iarna, dar în luna martie vor fi reluate și sperăm că vara aceasta copiii se vor putea bucura deja de activități acolo. Termenul de finalizare a lucrărilor este luna august a acestui an, luna în care copiii își vor putea revendica domeniul.